Lămâile în cocktailurile simple și tari. Ne plac lămâile stoarse pe peștele proaspăt luat de pe grătar. Dar există niște lămâi care nu ne plac, mai ales nouă șoferilor cu experiență. Sunt lămâile din parbriz. Ne ferim de ele ca de șoferițele care se machiază la semafor. Dar ce se întâmplă când le întâlnim pe amândouă în aceeași mașină? Prefectul Bacăului știe răspunsul. Omul a înghețat o zi întreagă la birou după ce o șoferiță începătoare a intrat în țeava de gaz a prefecturii. Cărtărescu se întreba de ce iubim femeile. Noi ne întrebăm de ce urâm lămâile. Încă din copilărie, bărbații au avut o problemă cu aceste fructe acre și posace. Aceeași reacție au și șoferii cu vechime când văd o lămâie pe parbrizul mașinii de lângă ei. Dacă la volan este și o femeie, este clar, își spun în sinea lor cei mai misogini dintre șoferi. Această șoferiță a aflat că mașina ei este posedată. Altfel nu ne explicăm cum de a intrat în centrala de gaze a prefecturii. Cum s-a întâmplat? Vă supărați dacă nu comentez? Mă rog, eu înțelegeți. Ați produs niște pagube totuși. Cum s-a întâmplat? Le-am produs. Asta e. Prefectul a simțit o briză rece venind de la calorifere și a dat seama că este ceva neregulă. De fapt, gazul care trebuia să ajungă în centrala sa termică se scurgea în voie pe stradă. Ați lăsat pe domn prefect în frig acum. Are căldură destul în suflet. Să sperăm că și polițiștii au sufletul cald. Păi riscă să fie cercetată sub aspectul infracțiunii de distrugere din culpă. Șoferița va primi totuși un premiu de consolare. Are ocazia să intre în topul select al femeilor de la volan care au uluit lumea.